102 bilete de tratament au fost alocate pentru pensionarii din Olt care vor să petreacă la început de toamnă în stațiunile balneoclimaterice din țară. Cele mai multe bilete alocate vârstnicilor din județ sunt în stațiunile de pe Valea Oltului, precum Călimănești și Olănești câte 16 bilete și Govora 15 etichete. Pentru stațiunile Buzia și Eforie Nord, pensionarilor din județ le-au fost repartizat câte un singur bilet. Pensionarii care au cereri depuse la Casa Județeană de Pensii ULT pot afla de pe site-ul instituției dacă trebuie să-și facă bagajul și se pot prezenta pentru ridicarea biletelor până în data de 23 august inclusiv. Biletele neridicate vor fi afișate pe 24 august și valorificate ziua următoare la ghișeele instituției. Titularii pot intra în posesia biletelor la băi plătind jumătate din pensie. Perioada de plecare în stațiune pentru tichetele alocate în cadrul seriei A11 este 28-31 august.